ce a fost lansat în Spania și Germania, motorul Parxun de 115 cai a ajuns acum și la noi. O să desfacem cutia să vedem ce avem în interiorul ei și poate mai târziu o să facem o probă și pe apă. Motorul vine foarte bine asigurat pe o carcasă de metal. În interiorul cutiei găsim toate accesoriile de care avem nevoie ca să-l montăm pe barcă. Asta ne ajută foarte mult pentru că nu mai trebuie să stăm să alegem accesoriile pentru a-l putea folosi. Destul de generos pentru prețul pe care îl are. Vom vedea ce conțin cutiile și ce avem în interiorul pachetului. Desfacem pachetele cu accesorii. Aici avem cablul de la comandă. Asta este manșa. Are un design plăcut. Aici avem un filtru decantor, foarte interesant ca și model. Sunt pentru motoare inclusiv de 300, așa zic ei. Aici avem protecție de la guvernare. Avem o eche, dar este recomandat pentru motoarele de 115 să avem o direcție hidraulică pentru un confort și un control mai bun. Cablurile de la trim, cablurile de la accesorii. Aici avem un filtru de ulei, șuruburile de la prinderea motorului, garniturile de la, văd că au și un set de garnituri, o siguranță pentru cizma motorului, trusă de chei, simpluță, cheia de pornire. Aici avem ceasul de la instrumente. Este un ceas care conține aproape tot, de fapt tot. Conține trim, conține turație, voltmetru. Avem aici și viteza. Avem un senzor GPS care ne dă viteza, foarte interesant. Aici sunt cablurile tot de la trim. Linia de combustibil, șuruburile de la comandă, distanțierul de la manșă și aici avem cercat de garanție și manualul de utilizare. Pe lângă asta, ei ne trimit și o elică. La prezentările trecute am văzut că veneau de inox, dar pentru apele noastre sunt recomandate cele de aluminiu. Ia să vedem ce este. Avem tot ce înseamnă accesorii. Avem filtru pentru primul schimb de ulei la 20 de ore de funcționare. Pentru cei care achiziționează motoarele de la noi, oferim și 4 litri de ulei pentru prima montare. Motorul are un design modern, o culoare frumoasă, să vedem cum arată și la interior. Este un motor în 4 cilindri, cu o capacitate de 1836 de centimetri cubi. Același motor se găsește în 3 variante, de fapt între varianta de 90-130. Un detaliu interesant, surprinzător,
este poziționarea filtrului de ulei. Ne ajută foarte mult la servisare, ușor accesibil. Din ce am înțeles, motoarele nu au avut probleme. S-au vândut foarte mult în Germania, în Spania. Mai nou sunt oameni interesați și la noi. Sunt niște motoare care oferă destul de multe pentru piața pe care o avem. Dacă sunteți interesați de motoarele pe care le comercializăm și bărcile de aluminiu, puteți să ne vizitați pe uniboat.ro, la fel pe Instagram și Facebook.